A fost pădurea asta de la Moș Tremoș, a fost aici a noastră, dar cum? Da, nu s-a dat, prima dată când s-a dat cât de hectar, dar acum nu se mai dă, se dă și de, așa, de, se dă de fumuri de casă, se dă așa, nu s-a dat totdeauna la fel. Dar pe urmă s-a dat așa cât de 2 metri, cât de 3 metri, cât de 6 metri. De la părinți au rămas de la moștenirii. Cât privește poziția primarului din localitate, nu am putut să o aflăm deoarece acesta nu a vrut să comenteze situația. Prefectura Suceava a depus o plângere penală în urmă cu 3 săptămâni împotriva conducerii obștii Gemenea, care i-a fost atribuită ilegal o suprafață de aproximativ 600 de hectare de pădure. Prefectul județului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, declara atunci că în urma verificărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere pentru obștile din județ și după cum se desfășoară în prezent activitatea pe aceste suprafețe, a constatat că la obștia Gemenea, reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață s-a făcut ilegal. Acesta a explicat că dosarul depus de această obște la Comisia Locală și Comisia Județeană de Fond Funciar conține documente false, arătând că așezământul obștii Gemenea este cel de la obștia Berchișești din anul 1937, la care a fost falsificată prima pagină, iar statutul obștii Gemenea este preluat de la obștia Capucodrului, la care au fost modificate primele 2 pagini.